Proiectul este organizat de Parohia Harșu din Craiova, Asociația Schimbăm Împreună și Asociația EduLife. Copiii sunt antrenați în activități sportive, educative, de prim ajutor, vizitează muzee și fac excursii în aer liber. Îmi place că mi-am făcut prieteni și mi-a plăcut când am vizitat Casa Memorială a Elenei Farago și cursul de desen. Este o experiență minunată să fii aici, adică decât să stai pe laptop, pe telefon, mai bine îți petreci aici. Îmi place că îmi fac prieteni noi, că aflăm multe lucruri și ne distrăm împreună. Cursurile sunt foarte utile pentru că încercăm să dezvoltăm la copii abilități de comunicare, în special între ei, unii cu alții, și de exprimare a ideilor lor, a sentimentelor lor. Copiii participă gratuit la aceste cursuri care sunt predate de voluntari, dornici să împărtășească din experiența și pregătirea lor. Prin voluntariat putem face diverse activități și putem face lucruri bune. Îmi place să lucrez cu copii și cred că ceea ce învăț eu acum, aceste tehnici esențiale de desen, le-ar putea prinde bine pe viitor. Eu fac cu ei ceva muzică. Muzica, la rândul ei, contează pentru că îți dezvoltă anumite percepții legate de viață. Copiii sunt din parohie, în cea mai mare parte, și din alte zone care au fost aduși de părinții care știau deja de școala de vară. Și n-a fost o selecție, noi suntem deschiși și pentru toată lumea. La încheierea cursurilor, copiii vor merge într-o excursie pe traseul Craiova-Orșova-Mănăstirea Tismana. Școala de vară a ajuns anul acesta la cea de-a doua ediție și organizatorii sunt hotărâți să continue proiectul, care se bucură de succes în rândul copiilor și părinților.